Probabil că subiectul de principal de discuție de astăzi cu Tavi Hoandreș și cu Bogdan Comaroni e evident legat de ce se întâmplă. Nici nu mai știu să spun dacă în Orientul Mijlociu, că e prea puțin deja. Adică să vorbim doar despre Israel și despre fâșia Gaza e mult prea puțin. Să vorbim doar despre Orientul apropiat și Orientul Mijlociu e iarăși prea puțin, câtă vreme Putin se întâlnește în China cu Xi Jinping. Să vorbim doar de chestiunea asta e iarăși prea puțin, având în vedere că Biden a sosit tocmai de la Washington la Tel Aviv. Deci lucrurile iau viteză, ca să spunem așa. Se întâmplă chestiuni pe care nici nu le mai poți indexa, nici măcar ca jurnalist. Asta nu neapărat că jurnaliștii ar avea un cap în plus, ci pentru că ești obligat prin fișa postului de jurnalist să urmărești actualitatea. Oamenii mai puțin preocupați de actualitate sau care se uită doar la un buletin de știri pe zi, își au informațiile ceva mai frugal. Noi, ca jurnaliști, comentatori, trebuie să fim în permanență în priză cu ce se întâmplă la minut, ca să spunem așa. Ori la minut se întâmplă să apară pe lângă tot soiul de informații care pot fi verificate și o grămadă de informații care nu pot fi verificate sau care sunt necesită un efort suplimentar pentru a le putea verifica, 3 surse cel puțin, să încerci să eventual vorbești cu cineva la telefon care să-ți mai spună dacă e adevărat sau nu, să mai deschizi o carte de istorie eventual sau alte podcasturi, de ce nu. Dar există și informații dintr-o altă categorie și una dintre aceste informații vreau să o citesc astăzi, durează un pic, dar vă propun să fiți atenți și chiar să urmăriți, pentru că este un scenariu lansat de un personaj care, sigur, pentru unii e un maimuțoi, pentru alții e un filozof, pentru alții este un, bătrân nebun, dar, cert e că e un personaj cunoscut la nivel mondial. E un ins care are știință de carte și nu puțină, însă, desigur, e un personaj controversat și e rus, ceea ce e nasol. Mai mult decât atât, mulți spun că este ideologul lui Putin. Ați ghicit, că am zis și în titlu, e vorba de Alexander Dugin. Dugin zice, și e indexată zicerea asta lui de Ziua News, să încercăm să descriem unul dintre scenariile posibile ale unei noi escaladări în Orientul Mijlociu. Și dați-mi voie să vă citesc acest text, că poate v-a scăpat sau nici nu v-a interesat până la acest moment, dar cred că e de luat în calcul și o să vedeți și de ce. Gândiți-vă la ce se întâmplă în aceste momente în lume și o să vedeți de ce spun că e important să încercăm să pricepem ce vrea să zică domnul Dugin aici. Deci, să încercăm să descriem unul dintre scenariile posibile ale unei noi escaladări în Orientul Mijlociu. Răscoala palestiniană, scrie Putin, începe în Cisjordania și Ierusalimul de Est. Mahmoud Abbas nu poate ține situația sub control și, văzând că Israelul este angajat într-un adevărat genocid în fâșia Gaza, palestinienii lansează o revoltă generală. IDF, care este ministerul, armata israeliană, continuă să masacreze civili în fâșia Gaza. În întreaga lume, elitele liberale occidentale pro-americane care susțin în unanimitate Israelul sunt din ce în ce mai contestate. Hezbollah se implică și mulțimi de arabi iordanieni trec granițele. SUA lansează greve preventive împotriva Iranului, care este din ce în ce mai implicat în conflict, iar Iranul îi postează împotriva Israelului. Siria intră în război și atacă platoul Golanului. Există o mobilizare rapidă a întregii lumi islamice. Statele islamice pro-americane, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, etc., sunt obligate să se alăture confruntării alături de palestinieni. Lor li se alătură Pakistanul, Turcia și Indonezia. Povestea talibanilor care trimit trupe în Orientul Mijlociu, care a fost o veste falsă, devine o realitate. Banerele negre ale Khorasanului sunt ridicate în toată lumea. Problemele dintre salafiști și tradiționaliști, inclusiv șiiți, se intensifică pe fondul conflictului extins. Începe marele jihad al lumii islamice, împotriva Occidentului și Israelului. Rusia adoptă mai întâi o poziție neutră, dar nu se grăbește să sprijine Israelul, pentru că este în război cu Ucraina, cu Occidentul, care la rândul său e complet de partea Israelului. La un moment dat, în răscoala Ierusalimului de Est, palestinienii au proclamat nevoia de a închide moscheea Al-Aqsa pentru a o proteja de forțele de apărare israeliene. Moscheea Al-Aqsa a fost menționată la începutul răscoalei din fâșia Gaza. Israelul, în timpul luptei împotriva miliților palestiniene armate și de autoapărare, lansează un atac cu rachete asupra moscheii. Se prăbușește. Calea către construcția celui de-al treilea templu este clară. Dar
un miliard de musulmani, dintre care 50 de milioane oficial sunt în Europa, se agită acum și în Occident. Un război civil a izbucnit în Europa. Unii europeni sunt de partea elitelor LGBT, Soros și ale celei atlantiste, în timp ce alții fac alianță cu musulmanii, pe modelul lui Alain Soral, și se alătură revoluției antiliberale. Statele Unite folosesc arme nucleare tactice împotriva Iranului. Rusia lansează o lovitură nucleară tactică împotriva Ucrainei, care încearcă să se agațe de Occident cu orice preț și provoacă Moscova în toate felurile posibile. Al treilea război mondial a izbucnit cu utilizarea armelor nucleare tactice. Rusia a decis în cele din urmă să se alăture musulmanilor. Rusia atacă, deși indirect, Israelul. Gog este acolo. În viziunea rusă, Occidentul se află sub dominația directă a Antichristului. Mulți lideri mondiali mor, alții noi apar, având convingeri mult mai radicale. China atacă Taiwanul, redirecționând atenția SUA și NATO către o nouă țintă. India se abține să oferă sprijinul direct pe care se bazează Statele Unite. Sfârșitul istoriei pare că se apropie cu pași repezi. Feministele, homosexualii și ecologiștii solicită încetarea acestui lucru, dar nimeni nu-i ascultă. Occidentul este forțat să lupte împotriva tuturor în numele unui obiectiv pe care nu mai poate formula. Toate tezele vechi privind drepturile omului, societatea civilă și alte incantații au dispărut în realitatea aspra morții totale care se apropie. Elon Musk recunoaște că a încetat complet să înțeleagă ce se întâmplă. Israel începe să construiască cel de-al treilea templu sub loviturile din toate părțile. Doar Mesia poate salva situația, scrie Alexandru Dugin, imaginând, repet, un astfel de scenariu. Și atenție, sigur, dincolo de lucruri care par absolut inimaginabile azi la ora la care deschidem acest podcast, trebuie să ne uităm că pe harta lumii practic nu mai există punct în care să fi fost conflicte înghețate, ele s-au dezghețat, tensiuni sunt peste tot, structuri pe care le credeam până la un anumit moment de neclintit, să spunem, în alcătuirea lor, fie că vorbim de Uniunea Europeană, spațiu Schengen, de exemplu, și alte din această categorie, sunt în momentul de față supuse unui cutremur teribil. Dacă ar fi să vorbim doar de spațiul Schengen, s-au reintrodus controlele la frontieră. Deci în momentul de față să mai intri în spațiul Schengen pe persoană fizică, să zicem așa, nu se mai folosește la nimic. Poate doar la nivel comercial, dar nici acolo, că nu o să-ți dea nimeni voie să treci cu vreun camion în graniță cap în brânză, câtă vreme vor începe, au început deja, atentatele teroriste în toată Europa. Deocamdată mă opresc aici, aș avea mai multe să vă spun, că astăzi e o vreme în care, mă rog, ca jurnalist, îți tot vine să spui lucruri, mai ales când citești multe lucruri, și ziariștii sunt obligați în aceste zile să citească mai mult decât de obicei, pentru că trebuie să combine și actualitatea, și istoria, și perspectivele în eventual comentariile pe care le fac, să le scriu sau le zic. Salut, Avi Hoandră, mă bucur că ești cu trabucul tău, ca de obicei, aprins. Salut, Bogdan Comaroni, și felicitări pentru faptul că ai tradus, ai postat, ai pus pe Ziua News acest comentariu al lui Dugin. Aș mai adăuga ceva, am găsit pe contul lui de Twitter o postare din 18 octombrie 2023, deci de ieri. Ieri a fost 18 ieri, da, așa. În care la un moment dat, în această postare, da, după ce vorbește despre, mă rog, faptul că steagul negru, black flag-ul, a fost atârnat pe moschei și că, mă rog, sunt o sulă de tensiuni, dar ce la un moment dat, în momentul de față, spune așa, zice, by the way, zice, în fiecare zi, Ucraina încearcă să provoace o explozie la centrala nucleară Zaporojie. Ei cred că numai o explozie nucleară, scrie Putin, poate readuce atenția asupra lor. Și ei trăiesc, and they can, și ei pot trăi numai cu o atenție mare îndreptată asupra lor. Totul se agravează, notează Putin. Asta, să știi, cu centrala și cu explozia nucleară, nu mi se pare chiar o notează depinde. Dugin. Ai zis de doar că notează Putin. Oh, scuze-mă, Dugin. Nu, Dugin. Aia, mă gândeam că e ideologul lui Putin. Alexander Putin, Dugin, cam tot aia. Da, pe acolo. Da? Deci de pe contul oficial al lui, Alexander Dugin, pe contul de Twitter. Tavi, te întreb pentru că, iarăși, ești un om care sigur ai prins și perioada anilor 70 și perioada anilor 80, înțelegând evenimentele la momentul respectiv sau ce se putea înțelege, câte informații exista despre ce se întâmpla în acele vremuri. Ți se pare că e Putin, Dugin zice că intrăm în altă, că suntem în al treilea război mondial.
Ți se pare că situația asta din Orientul Mijlociu de acum e mai gravă decât ce s-a trăit în lume în ultimii, în ultima jumătate de secol, să spunem, în regiunea respectivă? Trebuie un răspuns complex și eu când mă confrunt cu astfel de probleme, ca și Elon Musk, nu mai înțeleg nimic. Și atunci mă duc în istorie, că tot în istorie găsești răspunsurile. Deci perioada de care vorbești tu și în care neomarxistul nu era așa propagat și așa agresiv, era o lume calmă. Pe atunci exista o jurnalistă, că tot ai vorbit despre ce face jurnalismul. Se numește Oriana Fallaci. Da. Am înțeles. Ea zicea că jurnalismul este asocierea dintre cultură și aventură. Și cam așa e. Acum nu mai prea. Nu prea avem așa ceva. Dar am descoperit între textele ei un text de câteva fraze care rezumă, de fapt, exact ceea ce mă interesează pe mine și ceea ce probabil că interesează pe mai mulți. Dacă îmi dai voie 20 de secunde. Te rog. Ea e înainte să moară, acum ani de zile. Europa nu mai este Europa. Este Eurabia. O colonie a islamului unde invazia islamică nu se desfășoară doar în sens fizic, ci și în sens mental și cultural. Eu sunt ateu. Și dacă un ateu și un papă, vorbea Ratzinger, gândește aceleași lucruri, trebuie să fie ceva adevărat. Trebuie să existe un adevăr uman care este dincolo de religie. Sunt dezgustată de antisemitismul multor italieni, al multor europeni. Uită-te la sistemul școlar al Occidentului de astăzi. Elevii nu cunosc istorie. Ei nu știu cine a fost Churchill. În Italia nici măcar nu știu cine a fost Cavour. Servilitatea față de invadatori a otrăvit democrația cu consecințe evidente pentru libertatea de gândire, pentru conceptul în sine de libertate. Posturile de televiziune contribuie la renașterea antisemitismului plângând doar moartea palestinienilor, în timp ce minimizăm morțile israelienilor, trecând peste ele în tonuri nedoritoare. Prezența crescută a musulmanilor în Italia și în Europa este direct proporțională cu pierderea noastră de libertate. Musulmanii refuză cultura noastră și încearcă să ne impună cultura lor. Le resping, iar aceasta nu este doar datoria mea față de cultura mea. Este față de valorile mele, de principiile mele, de civilizația mea. Lupta pentru libertate nu include supunerea unui religii, ca și religia musulmană. Dorește să fie anihilate alte religii. Occidentul dezvăluie o ură față de sine care este ciudată și nu poate fi considerată decât patologică. Acum vede doar ceea ce este deplorabil și destructiv. Acestor șarlatani le pasă de palestinieni la fel cât de fel de mult ca și mie de șarlatan. Președintele Bush a spus, refuzăm să trăim cu frică. Frumoasă sentință, frumoasă, mi-a plăcut, domnule președinte, dar inexact, pentru că Occidentul trăiește în frică. Oamenilor este frică să vorbească împotriva lumii islamice, se teme să își jignească și apoi să fie pedepsiți pentru că i-au jignit pe fiii lui Allah. Poți insulta creștini, budiști, hinduși, evrei, poți defăima pe catolici, poți scuipa pe Madonna și pe Iisus Hristos. Dar vai de cetățeanul care se pronunță un cuvânt împotriva religiei islamice. Deci, când fraților, e scris asta, când e scris asta, Tavi? Înaintea morții. Ea a murit, stai că-ți spun imediat, 90 și ceva? În 2006. 2006. Uh-huh. 2006 și deci asta să prindă, da. Exact. Deci să spunem cine era Oriana Fallaci. Vă îndemn să citesc cărțile ei, sunt traduse în românești. Deci un realizator de interviuri excepțional, da? Interviuri cu Arafat, Golda Meir, Indira Gandhi, Haile Selassie, Deng Xiaoping, Henry Kissinger. Deci ăștia sunt câțiva. Asta e la vremea la care interviurile, trebuie să mai spunem,
interviurile se realizau pe două pagini de ziar, pe spread, da. Era în chestiunea respectivă, și se făceau după aceea, cred că a făcut și de televiziune interviuri. Da. Oriana Falaci... Deci cam asta e problema. În frazele astea ale Orianei Falaci cred că stă toată drama Europei de astăzi. Da, însă niciun comentator, Tavi, astăzi, niciun comentator astăzi nu cred că mai are curajul să scrie cu virulența cu care scria Oriana Falaci chiar acest text, da? Că la rândul lui se teme să nu vină vreun Allah Akbar peste el și să ia gâtul. Da, corect. Dar stai, da, și statele ne pedepsesc, mă. Și statele, cum să spui împotriva religiei islamice? Bă, frate, poți să vorba ei, poți să spui pe orice. Bă, da, hai să vedem minoritățile, bă. Și asta se transferă, ea săracă a murit. Dar asta se transferă la LGBT, la dracu mai știe, la copiii care trebuie să se masturbeze. Bă, n-ai voie să mai spui nimic. Aici am ajuns, ea săracă atrăgea atenția. Dar problematica nu s-a schimbat. Noi suntem niște vai de capul nostru care nu mai avem voie să vorbim despre nimic. Deci cam asta e problematica. Și vor veni alții și războaiele se vor aduce alții hamași peste tot, că n-ai cum să-i descoperi. Îi au un pașaport dacă îl au. Nu știi unde-i. Deci toată politica asta, plecând de la Merkel încoace, a nebuniei de primiri, de fără verificări, fără nimic. Eu nu zic, sunt oameni amărâți. Eu n-am treabă cu religiile lor. Am prieteni musulmani, n-am o problemă cu asta. Bă, dar cumva ar fi trebuit găsită o logică. Dar ideea este că statele câștigă bani, mă. Niște oameni se îmbogățesc pe urma acestor oameni care migrează sărași cu trai stambăți. Și pe care noi i-am ajutat cu plăcere. Chiar și cu ăștia, ucrainieni. Și că, bă, peste tot, în spatele acestor mutări ca pe o tablă de șah a unor populații, bă, se ascund niște bani îngrozitori. Se îmbogățesc o seamă de politicieni pe asemenea chestii. Și nouă ne spun, băi, că-i corectness și asta e pegra care a dus-o neomarxismul plecat din America, din universitățile americane și prin Soros și prin toate mizeriile astea care au venit să ne pună nouă lațul de gât. Deci despre asta e vorba. Dacă nu vom ști să ne ferim de neomarxism și să... Deci eu sunt absolut convins cât de curând că USR-ul și grupările de neomarxiști care sunt acum în toate partidele, și în PNL și în PSD, vor începe să îi căineze pe Hamas și pe toți ăia care acum aducă. Adică vor să șteargă ceea ce au făcut ei, bă, că totuși acolo au fost uciși de copii, au fost tăiat gâtul unor copii, mă, lasă-o, dracu. Acum, una e o parcare, nu vreau să fac comparațiile astea, mă îngrozesc comparațiile astea, dar totuși, acum uităm ce au făcut aia și trecem la parcarea unui spital în care au murit, după cum spun niște... Da, pe de altă parte, Tavi, vezi, informațiile și aici sunt... Deci, mă uitam ieri, a simțit nevoia Biden să stabilească, cumva el a zis clar, nu, n-au fost evrei, cei care, israelienii, armata israeliană, cei care au trimis bomba acolo, la spitalul ăla din Gaza, ci e vorba de cealaltă parte, a zis Biden. Înseamnă că tensiunea e foarte mare și uite, Bogdan, mă uit din nou pe textul ăsta postat de Dugin ieri pe contul lui de Twitter, în care, sigur, accelerând lucrurile, zice așa, revoltele în Ierusalim și West Bank au început, turcii atacă bazele militare americane, ambasadele Israelului și ale Statelor Unite în multe țări islamice sunt sub asalt. Indignarea împotriva israelienilor care au bombardat spitalul din Gaza se răspândește în toată lumea. Deci există lucrurile se precipită, spune el, the time accelerates. Într-o săptămână, da, au uitat de Rusia, Rusia și conflictul între Rusia și Ucraina a dispărut în ceea ce înseamnă în momentul de față conflictul din Orientul Mijlociu. Bun, nu putem să negăm faptul că lucrurile într-adevăr se accelerează, dar
Dugin pare să-și frece palmele, cumva să spună, da, gata, este cum v-am spus eu, a început marele război al celeilalte lumi împotriva lumii occidentale. Suntem în, ba chiar la un dat are un text îmi spune care zice, dacă asta nu e al treilea război mondial, atunci ce mama naibii înseamnă al treilea război mondial? E într-o postare ceva mai mai veche. Sigur că ce spune Dugin ne arată timpurile efectiv pe care le trăim și el vede că suntem în al treilea război mondial și noi în emisiunea ta am văzut deja și am spus de aceste focare și războaie multiproxy, ele s-au accelerat în ultima lună și mai ales de când au venit ce s-a întâmplat în Africa, de pildă în zona și Burkina Faso, Mali, tot ce se întâmplă acolo. Ce a fost cu Nagorno-Karabakh, ce a fost în ce s-a mai întâmplat în Siria, în alte locuri, deci până la acest război din Israel. Două chestiuni sunt importante. Odată că Dugin vede ceea ce am văzut și noi și multă lume, că posibilitatea unor focare imense, adică odată în chiar în Orientul Mijlociu, unde toate țările arabe, toate țările musulmane sunt deja împotriva Israelului și au luat poziție, deci cu Iranul, iată, care încearcă să fie vârful, să fie să coalizeze toată această lume musulmană. S-a alăturat și tot pe partea musulmană și Turcia, sigur că fiecare cu alte interese. Se alătură și foștii aliații ai SUE, declar deja foștii, pentru că ăia s-au dus către BRICS și tot Emiratele și Arabia Saudită. Și practic acolo este focarul care se pregătește pentru a cu centru pe Israel, dar pe de altă parte poate fi un focar multizonal în Europa Occidentală, în care deja vedem acolo proteste și tot ce se întâmplă. Ei, fundamentaliști în general, adică musulmanii se pot transforma imediat în fundamentaliști și pot trece la o violență extremă, ceea ce într-o Europa creștină, occidentală și așa zis civilizată ar putea fi, ar ieși acolo cu vărsări de sânge, practic un război civil sau un masacru, deci ce poate fi mai rău. Deja Europa Occidentală nu mai așteaptă previziunea în care s-a zis că peste 10 ani 25%, 30% din populația Europei va fi musulmană, acum fiind undeva aproximativ la 50-60 de milioane din 450 de milioane. Dar vreau să revin la Dugin, la textul lui Dugin, pentru că este extrem de interesant, pentru că Dugin, reamintesc, deci el e mai puțin acum în ultima vreme ideologul lui Putin, se tot spune de ideologul lui Putin, el cam de vreo 3-4 ani, 5 ani nu mai e niciun ideolog. Nu vreau să revin acum la atentatul cu fica lui și ce s-a întâmplat și care sunt conotațiile, dar reamintesc că Dugin e un specialist în Orientul Mijlociu, un specialist în zona asiatică, de altfel el și avea o teză în care mergea către această Eurasie, în care Rusia să aibă, care fiind pe ambele continente, să aibă un cuvânt greu de spus, mergea și către noul drum al mătăsii, mai multe chestiuni care să ducă o balanță și să au un așa zis vis al lui Dugin era că Eurasia ar putea deveni un continent puternic care să contrabalanceze Statele Unite și alte alianțe. Mă rog, asta în tezele lui. Dar asta îți arată că el era chiar un specialist al domeniului, pentru că are lucrări, adică nu era doar la nivel declarativ. De ce este interesant textul lui? Pentru că are două componente majore. Deci are prima componentă asta, un scenariu care nu e chiar scenariu, adică poate deveni oricând realitate, deci șansele de a se produce sunt foarte, foarte mari, care din punct de vedere subiectiv e descris ca un scenariu militar, un scenariu de revolte populare și suprapus cu tot ceea ce am putea vedea la știri la televizor, dar are și o parte spirituală, o parte care te duce la partea biblică, apocaliptică, adică el și numește, deci vorbește de, zice, Gog aici, deci face referire la Gog și Magog, la războiul apocaliptic din Apocalipsa lui Ioan. Și de asemenea vorbește despre
bombele nucleare, armele nucleare tactice, adică alea cu raze de 2, 3, 4, 5, 6 kilometri acțiune, adică care să nu dea spre un, așa, o catastrofă nucleară globală, dar le folosește ca armament respectiv și mai ales spune că în urma acestui conflict, practic s-ar putea ca să fie bombardată moschea Al-Aqsa, cea de la care a și început, pentru că operațiunea Hamas era operațiunea Al-Aqsa, și din Ierusalim, și atunci ar deschide drumul către construirea celui de-al treilea templu. Practic, în Biblie, cel de-al treilea templu când se va construi, atunci și ce cred și evrei este că va veni Mesia, creștinii spun că va fi a doua venire a lui Isus, deci și nu se vor împlini până când va fi construit cel de-al treilea templu. Deci ar urma ca să fie construit, iată, galopant, adică în urma acestui război. Dar trebuie conexat textul ăsta al lui Dugin, tu l-ai citit și lumea l-a reținut, trebuie conexat cu un alt text despre care noi am vorbit aici, tot al lui Dugin, și care presa servită la vremea aia, noi l-am luat foarte în serios, dar presa de la vremea aia îl considera delirul lui Dugin. E un text care el l-a scris pe 18 ianuarie 2023 și este acum, îl putem citi în urmă, și este oarecum profet. Adică, ca să-ți dai seama că ce spune Dugin, ce a spus la începutul anului și despre anul 2023, ce spune acum la final și de asta. Și o să-l citesc pentru că nu e lung. Iată, deci citez acum în el. Rusia duce azi un război absolut pentru prima dată în istoria sa. O să vedem, fac o mică paranteză și undeva o să mai comentez că el aici îți dai seama că nu se referea la războiul cu Ucraina. Războiul Ucraina îl considera o etapă. În războiul cu Ucraina, apropo de asta, că vor să fie din nou în centru atenției, că pierd, s-a dovedit că e doar o etapă. S-a dovedit prin anchetele de la Politico, de la New York Post, de la mai multe, că armament și bani se scurgeau din Ucraina, inclusiv către Hamas și către Hezbollah și alte de-astea organizații arabe, sunite, șiite, deci în toate variantele, și care pregăteau, iată, un astfel de atac. Pentru că nu poți să crezi că asta a fost ceva spontan. Adică Hamasul chiar și spune că e de multă vreme gândit, construit și nu poate fi gândit doar de Hamas, fără Hezbollah și fără alte facțiuni care să apară în zona aia. Adică nu pleca Hamas așa câine în sud la vânătoare. Și pe de o parte se vede cum s-a scurs armament, inclusiv din armamentul occidental, o parte din armamentul iranian s-a dus către Rusia, deci cum știm, dar armament occidental care a venit către și bani și finanțare din războiul din Ucraina a venit aici. Mai spun doar că Hamasul e o construcție la bază israeliană cu sprijin american, deci ei au făcut Hamasul ca să se opună Organizație pentru Eliberarea Palestinei a lui Arafat. După aia când au liniștit cu Mahmoud Abbas și cu toate alea, deci au fost așa, deci creez acest acest spațiu de gândire pentru cei care, să zicem, nu au avut timp să se documenteze înainte de a citi scrisoarea asta. Și scrisoarea spune așa: Rusia duce astăzi un război absolut pentru prima dată în istoria sa. Toate războaiele anterioare au fost doar prototipuri, modele relative pentru cel mai important război. Acum, acest război, războiul în curs, deci el nu se referă, repet, la Ucraina, acum îți dai seama că se referă la acest război care va prelua și intră în toată lumea. Acum acest război, războiul în curs, este ultimul, final și irreversibil. Deci, repet, pe 18 ianuarie 2023. Evident că nu înțelegem asta încă, spune Dugin. Ceea ce urmează să se întâmple este dincolo de înțelegerea celor care participă la acest război și a celor care l-au început. Deci, iată, Dugin definește că sunt forțe în spatele ăstora și marionetelor și personajelor care apar pe scena politică, sunt ceea ce știam, forțe mult în spate, cu mult mai puternice și care stau la butoane. Deci, repet că e important. Evident că nu înțelegem asta încă. Ceea ce urmează să se întâmple este dincolo de înțelegerea celor care participă la acest război și a celor care l-au început. Pentru prima dată ne confruntăm cu răul pur, absolut, complet. Deci răul pur, absolut și complet. Nu mai este nici parțial, nici relativ. Și nu mai este doar Occidentul,
cu atât mai puțin, deci nu mai este doar Occidentul, da? Pune, cu atât mai puțin, așa zisa entitatea efemeră Ucraina. Deci, ca etapă. Ei nu mai contează, deci Occidentul și entitatea efemeră Ucraina, ei nu mai contează oricât de infernal par. Acest rău este ceva mult mai profund, ce omenirea nu a mai văzut până acum. Acesta este ultimul război al omenirii. Deci, iată din nou ratura apocaliptică. Doar Rusia, împreună cu alți câțiva, stă decisiv nezdruncinat. Mă rog, asta e partea lui cu Rusia. Stă decisiv nezdruncinat de partea dreptății și adevărului. Pentru acest moment istoric am fost creați noi ruși. Dar acum vine partea importantă. Nu știm cum se va termina, dar pregătirile pentru judecata de apoi, iată, sunt întoi. Planeta se desparte în două. Fie de o parte, fie de cealaltă. Omenirea este sfâșiată. Istoria este o mișcare de la 1 la 2. La început a fost doar Adam, dar la sfârșit sunt doi. Adam și dublura s-a întunecat. Deci iată ce scria Dugin și atunci presa a repetat servită toți ăștia de la... Și au zis că e delirul lui Dugin, bate câmpii, că nu știu ce, unii spunea. Acum dacă citești ce a scris în ianuarie 2023 cu ceea ce... Când practic el profețea acolo, adică sunt niște chestiuni care astăzi devin clare. Și citești din nou textul ăsta, o să vezi că scenariul ăsta ar putea să nu e tocmai un scenariu așa pe care l-a visat Dugin și, ai ce dreptate că și mie vine în rău să zic Putin, așa, deci pe care l-a vizat, visat Dugin și pe care vrea să-l introducă. Scandalul care se prefigurează în țările arabe și mai ales eu nu cred deloc în asta, imediat termin, nu cred deloc în chestiunea cu Biden. Știi, Biden vine, odată cu el vine portavioanele, vin unități militare, are loc în discursurile respective, tot ce înseamnă acolo. Deci o chestie foarte războinică și vreau să mai spun că nimeni, niciun de ăsta din planetă, șeful la planetă, nu vrea să oprească acest război, așa cum l-am vrut să-l oprească pe cel din Ucraina, care, apropo, se va duce în derizoriu și se va îngheța. Iată-mă că am dat drumul la o secvență, dar am lăsat și sunetul să iau. E o secvență cu filmare Gaza din avion. Hai să arătăm acum. Imediat termin. Deci nimeni nu vrea să oprească acest război. Dimpotrivă, americanii vin și zgândăresc treaba acolo. Turcii, la rândul lor, au interese cu refacerea califatului, cu tot ce se întâmplă pe partea lor. Toate, spuneam în emisiunea ta trecută că, de fapt, toți au interesul acolo și vor să-și tragă din acest război și să-l prelungească. Iată că ieri se întâmplă o chestiune în care Biden trebuia să meargă în Iordania, să se întâlnească cu mai mulți lideri zonali și să stabilească acolo chestiuni economice și astea, și să încerce să întoarcă foști aliați care merg cu BRICS și care, iată, în paralel s-au aflat în China la tratative, deci acolo unde presa noastră din România nu a spus nimic despre summitul din China, în care... Da, bă, numai ce căcănari, vorbesc serios, da, nimeni nu vorbește nimic, parcă nu există. Da. Nu numai că s-a dus Putin acolo, s-a dus și Victor Orban, s-au dus mai mulți. Da, frate, sunt evenimente, se întâmplă, Un subiect de presă. Era un subiect de presă major, pentru că acolo se discută de parte ce se întâmplă cu războiul ăsta din Israel, ce se întâmplă cu acțiunile economice, ce se întâmplă cu BRICS-ul, ce se întâmplă cu ceea ce spunea, iată, și Dugin despre viitorul drum al mătăsii. Și mai grav este că în urma acestui summit, China a venit cu o poziție care era previzibilă, în care nu ia partea Occidentului și a Israelului. Deci ea transmite un mesaj China cum că BRICS-ul lor și cu viitoarele țări BRICS creează un front comun acolo și care nu e deloc favorabil Israelului și zonei respective. Ei, Biden trebuia să se ducă să-i atragă pe ăștia și Biden ieri au dat cu flit și au zis gata, nu mai are loc întâlnirea cu Biden. Biden a încercat să o dreagă așa că, domne, că de fapt nu ne-am mai întâlnit pentru că era o chestie de doliu așa și plângere mare după atentatul de la spital. Ca și cum atentatul ăla, care până la urmă nu are atâția morți, că ai văzut că se discută astăzi că sunt câteva zeci de morți, nu nici măcar sute, putea să întoarcă pe Biden de la, adică a venit oamenii în Statele Unite să vină să-și ține discursul
în Israel și după aceea se ducă în Iordania să-și rezolve problemele care nu puteau fi făcute telefonic și brusc să vezi că, a, ce bine că nu ne mai vedem, că totuși a fost faza cu spitalul. Deci e limpede că aia e cusută cu ața albă. Și cu asta chiar termin că, și o să las pe Tavi să urăscă mai mult data viitoare. Am publicat și o chestie pe care o dă presa turcă. Dacă poți sau Manu să o ia de pe noi, de la Ziua News, de pe partea, pe coloana din stânga, cu Netanyahu, care pe 9 septembrie, extraordinar, se duce la Națiunile Unite și are un discurs și prezintă, deci un ziarist turc a scris într-un editorial, un ziarist foarte cunoscut, într-o publicație foarte importantă din Turcia. Fii atent, deci pe 9 septembrie se duce Netanyahu și are un discurs la ONU și prezintă o hartă, noua hartă a Orientului Mijlociu, acel plan Abraham, în care Israelul este în centrul noi hărți pe care o văd Statele Unite, adică aceea cu verde sunt aliații din harta respectivă, și Israelul apare mic în centru, deci el ar coordona așa zisele alianțe occidentale în lumile arabe și foarte interesant, pe în Israel nu apare Palestina. Deci nu apare nicio regiune, nici Fâșia Gaza, nici Cisjordania, deci West Bank-ul nu apar pe harta Israelului. O chestie care nu știu dacă e premonitorie, coincidență sau iată cum începe la scurt timp un război în care Palestina ar fi urmat să fie ștearsă de pe harta israeliană cu sprijinul american al navelor americane și cu ceea ce se întâmplă și cu sprijinul pe care îl credeau americanii în țările arabe aliate, care iată că n-a mai avut loc de ieri și totul începe să se fusie. Deci, ca să concluzionez și o să tac multă vreme că am vorbit mult, iată că scenariul lui Dugin devine mai real decât ceea ce și-au dorit americanii, israelienii și lumea asta occidentală. Da. Ne-a purtat Bogdan până o grămadă de zone, Tavi. Chestia asta... Da, te rog. Așa e, dar să știi că dacă nu citeam ce scrie Dugin, să știi că nu eram mărturit, nu mă simt mai sărac dacă n-ar fi existat pe planeta asta Dugin. Da, nu e... N-a spus că... Dar... faptul că ăsta e țusărul lui Putin deja pe mine mă scârbește. Deci, păi nu mai e. De vreo 4-5 ani nu mai e. Dacă ar fi să... Acum vine că s-a dat liberă. Iar mai putem vorbi despre Dostoievski, despre... liber, că acum vreo câteva luni, bă, dacă spuneai Dostoievski, să era în cap toată lumea. Da. În loc de Dugin, am ce citit din marea literatură rusă, de la Shorohov până la Dostoievski, Ilia Ehrenburg, sunt. Și de acolo învățăm ceva. Dar ideea este că, noi totuși avem o vârstă, tu și Bogdan și tu ești mai tânăr și mai ferice, asta e. Ai și nevastă tânără, asta e, ghinion. Dar, noi am trăit totuși niște timpuri, Ne aducem aminte... Cum am genunoiat, am fost chiar martor la schimbarea asta în rău a lumii. Ne aducem aminte două personalități, Obama și Merkel. Ăștia au schimbat lumea. Adică, dacă nu exista Obama cu primăvara arabă, noi nu trăiam lucrurile astea. Și nu venea Merkel și lăcomia asta uriașă a Occidentului au în muncă. Au schimbat lumea în rău, zici tu, da? Despre, când vorbești despre Obama, da? Despre Merkel. Da. Da. Uh-huh. Da. Chiar nu aveam chestia asta. Lucrurile, până la Obama și la primăvara arabă, aveau oarecare stabilitate. Îți amintești tu de vreo revoltă, de vreo... totul era așezat. Erau niște reguli stabilite. Ei, acum erau ei dictatori. Trebuie să recunoaște că aceste culturi, cultura noastră și cultura lor, se diferențiază. Nu le pot spune... Când s-a inventat cuvântul multiculturalitate, aici Merkel cu chestia asta și, mă rog, și neomarxismul care a venit din America, bă, lumea s-a schimbat în rău. Și nu spun cu nicio obidă, poate că așa trebuia, poate că așa vorba lui Bogdan, bă, există negru și alb, există întotdeauna, poate că așa trebuia, poate că Dumnezeu așa a rânduit transgresiunea asta a lumii înspre mizerie și înspre crimă și înspre accentuat toate laturile astea ca să ne curățăm cumva, ca să ajungem la o ardere de tot. Altfel nu-mi pot explica.
Dar toate chestiile astea n-a făcut altceva decât era clar că se ajunge la momentul în care vom observa că există o diferență între culturi. Că de fapt noi ne-am adus dușmanul în o gradă și acum ne luptăm cu el, nu mai știm cum să-l scoatem. Băi, aduce aminte, cei la Paris sunt zone în care nu intră nici poliția. Ăia sunt deja la a doua generație cu cetățenie. Ce faci cu ei? Este maximum în care nu... Bă, poate să vină orice profet. Soluțiile nu prea pare că ar exista. Nici în mintea ăștia analiștilor, nici în mintea nimănui. Și deci suntem într-un moment de inflexiune în care nu avem soluții, mă. Deci tu stai în pat cu dușmanul. Între culturile astea nu există nicio asemănare. Ei vin aici, cum spunea Orian Afalea, și ei vin aici nu să trăiască și să se adapteze la regulile noastre europene. Care, o Europa care a fost prin excelență creștină. Băi, ei vin să ne impună regulile lor. Și vine un stat care spune, băi, ești obligat. Vin acum homosexuali, e aceeași paradigmă. Vin LGBT-știi și ei vor conduce. În curând, ei vor stabili regulile și noi va trebui să ne supunem. Păi, dar stai puțin. Asta înseamnă neomarxism. Adică, hai să vreau să vă provoc să încercăm să răspundem la... Îmi pun de câteva luni bune această întrebare. Bă, am avut pandemia, avem războiul din Ucraina cu victime, cu oameni morți, cu nu știu ce așa mai departe. Avem acum nenorocirea asta din Israel. În toată această demență, credeți că agenda asta progresistă, care vorbește despre tot soiul de nenorociri, le-am discutat de-a lungul timpului în întâlnirile noastre din fiecare joi, de la banii care trebuie să dispară la banii fizici care trebuie să dispară la ce vreți dictatura minorităților asupra majorităților, da, fenomenul pe care îl vedem în multiple domenii, în toată nebunia asta în care se moare, în care umblă ăștia, circul, au început să umble cu valizele nucleare după ei, Putin și cu Biden, da, adică pe unde să duc cară și valizele, sunt o tensiune teribilă și mai departe. Credeți că agenda asta, mai să îi spun agenda progresistă că nu găsesc alt termen, de schimbarea lumii în niște formule absolut demente, mai are șanse să fie implementată, să fie pusă în fapt? Are cele mai mari șanse. Am depășit momentul în care se mai putea face cine ceva. Cine mai ascultă pe ăștia, mă, Tavi? Adică să-ți vină mine unul să-ți vorbească de încălzire globală. Nu-i dai un scuipat între ochii. Nu-i dai. Marș, mă, nu-i dai, că să nu vezi că mai are puțin și începe al treilea război mondial și tu vii și îmi spui mie de încălzirea globală? Bine, nu, dar băi, lucrurile simple. Că dacă nu zici așa, îl apasă pe buton și contul tău nu-ți mai merge. Tu nu mai ai banii. Deci sunt metode de constrângere, băi frate. Ei inventează toate aceste metode de constrângere nu ca să facă lumea mai bună, ci ca să ne controleze mai bine. Deci nu, cred că am depășit faza în care lucrurile puteau fi date înapoi. Cred că este un pic prea târziu. Singura certitudine care o avem acum este 1. Că vom muri. Și 2, că tu vei fi rechemat să schimbi bateriile la mașina ta electrică pe care ți-ai achiziționat-o ca un neomarxist adevărat și te va costa vreo 10.000 de euro, cum ți-am trimis și știrea. Nu e adevărat, întrucât am garanție pentru baterie vreo 8 ani de zile. Da, da. Așa că înțeleg. Da, da. Da, zile... așa credeau și ei, olandezii. Da, în 8 ani de zile. Da, da, așa că... deci, asta ca paranteză, da? Nemernicii ăștia doi, doamnelor și domnilor, dar au făcut mișto de mine trimițându-mi un articol în care unuia i-a luat, nu știu, i s-a stricat bateria de la mașină din cauza ploii. Zi mersi că nu ți-am trimis de alea cu mașini care au foc. Deci ți-am trimis de alea. Ți-am trimis de alea în care... Și nu eu, Tavi ți-a trimis. Că eu am fost de... Aș m-am gândit, zic, bă, hai să lăsăm în pace. Da, știu că ați vorbit între voi și că ați făcut mișto de mine. Cunoaștem această chestie. Ai văzut că și olandezii. Olandezii credeau la fel, dar le-a trimis de la Tesla și le-a zis, bă, băie, zice, aia nu va acoperă garanția. Da, da. Așa cred.
Așa credeau și ei, că au garanție. Rămân la ideea că dacă v-ați montat panouri solare, trebuie să faceți următorul pas, cum am făcut eu, și să vă luați o mașină electrică, întrucât nu o să așteptați voi să vă dea Enelul, Menelul și alte companii bani pe cât produceți la căștia, vă vor da, era să zic eu pe unde. Dar, repet, asta nu înțeleg, asta nu înțeleg cei doi buni prieteni ai mei care fac mișto de mine. Că stai, mă, stai puțin, că să discutăm puțin de tot și ia, asta. Ia, zi-mi așa, hai. Bă, cine te pune să spui? Adică fii atent, tu zici, bă, fii atent, că am făcut greșeala că mi-am pus panouri fotovoltaice în România, unde zero, nu se produce nimic și e țeapă. Și eu să-mi explic de ce. Eu am făcut facultate de electrotehnică, deci, de repet, să-ți explic larg. Așa. Deci, pentru că am făcut această greșeală și am dat eu banii ca de mentul, ca fraierul, cu mulți bani înainte, așa, și alea se vor epuiza în câțiva ani, de trebuie să se duc dracu și peste câțiva ani, nu mai au capacitate maximă, deci, practic, mi-am luat o țeapă, statul nu-mi dă bani înapoi. Atunci, ce m-am gândit eu? Ca să mai diminuez din asta, mi-am tras și o mașină electrică. Adică și ca să merg din așa din era. Păi îți spun eu, de ce trebuie să-ți pui panouri fotovoltaice în capul? Pentru că statul te ține și îți dă un căcat, iar ce-ți dă statul să-ți pui aia pe casă nu contează, deci nu te ajută la nimic. N-am deci luat niciun ajutor de la stat pentru panouri. Doi la mână, statul, eu nu spun acum de ce ai făcut tu, eu spun de stat, ce face stat. Statul îți dă niște, îți decontează niște materiale, niște chinezării și niște invertoare de toată jena, adică dacă vrei să rămâi în zona aia, ești în urmă cu vreo 5 generații de panouri, nu te ajută la nimic, orice chestie de se întunecă, trece un nor pe în față, ți-a terminat asta, dacă vine o grindină și îți murdărește panourile, ești pa, deci cu ce-ți dă stat? Și acum venim la ce ai făcut tu și mai mulți prieteni de mine, adică au investit ei, au zis, bă, fii atent, nu-mi dă statul, mi-am făcut cerere, că așa au pune și ea ca tine, zic, eu m-am făcut cerere, am făcut aia. Și au vrut și ea să suplimenteze, să fac. Nu, au făcut, au luat cererea și nu le-a s-a întâmplat nimic, după care au investit ei 10, 12, 15 mii de euro chiar. Și mi-explicau mie, înțelegi, după ce au făcut investiția asta, ce mare meserie și ce chestie. Și zic, bă, dar voi vorbiți ca și cum investiția asta nu contează asta de 10. Adică toți îmi prezentau ca și cum asta e zero, n-au dat nimic, și acum devine partea interesantă, că ești prosumator, că bagă în rețea, că consumă, că nu știu ce. Și le-a zis din capul locului că statul nu o să te lase și să-ți facă aia cu unul la unul și o să vezi că nu o să meargă, pentru că nu o să vrea niciodată statul ca tu rețeaua să o folosești ca baterie. Pentru că tu dacă ar fi unul la unul pe compensări și pe consumuri, ar însemna că tu folosești rețeaua ca o baterie, adică ceea ce bagi în ea, după aceea te duci să iei când ai nevoie, adică iarna sau când nu e soare. Ceea ce nu se vrea niciodată să spun asta. Și atunci, eu le explicam, păi hai să facem calculul, să vedem de 10-12 mii de euro cât îmi plătesc eu curentul la ce vrei tu, la hidroelectrica, la astea, să în câți ani de zile, că să vezi că ți-e instalația aia, nu că e amortizată, e terminată, uzată și la revedere, pa. Deci, în România, această chestiune cu celulele fotovoltaice nu merge. Majoritatea prietenilor mei și-au făcut o instalație ca să-și dea și-au dat 10.000 de euro pe o aplicație de telefon în care mi-arată, uite bă, pe verde, uite ce bag, mi-arată vara când e la 12 în amiază, nu știu ce, și că iarna să-i vezi cum stau totuși iarna și nu deschide nimeni subiectul ăsta. Pe altă parte, și ăștia au luat mașini electrice și și-au luat și tablete pe verde. Sunt pe verde. Am produs până la această oră de dimineață, începând acum, 11,8 kWh. Da. Da, mă, că e pare. Da. În condițiile în care bateria mea de la mașină care merg o săptămână are 7-6 de kilowatts, deci... Păi, vino în decembrie și arată-ne aplicația și după aia vino până în mai să ne arăți și să ne spui ce ai făcut. Știi că am produs foarte mult și iarna trecută, pentru că, tocmai pentru că ai făcut, ce facultate ai zis că ai făcut? Asta, cu fotovoltaică. Păi da, mă, vezi că e fotovoltaică, are legătură cu căldura, are legătură cu lumina. Fotografia. Dacă e lumină, dacă e soare, și soarele e pe cer și e lumină chiar foarte bună și iarna. Vreau să spun că, de exemplu, în septembrie, în luna septembrie, panourile produc mai mult decât în luna august sau în luna iulie. Da, dar dincolo chestia asta, e o lumină mai altfel și primăvara, să știi, bă, că e mult mai bine decât în timpul iernii. Robert, dincolo de asta... Eu nu încerc să-l conving.
Înțelegi? Băi. Problema lui este următoare. El însuși recunoaște Comaroni în discuțiile noastre că o să-și ia într-o zi o mașină electrică. Deocamdată e încă la o Toyota hibrid. Dar își va lua mașina aia electrică. La momentul respectiv când își ia mașina electrică, s-ar putea ca statul să nu-i mai țină kilovatul oră subvenționat. Că trebuie să termine și căcatul ăsta cu subvenționarea la un moment dat. Păi atunci... de la nu îți mai dă nimic statul, nu mai dă nici ție la fotovoltaice. Da, nu, că eu nu, dar la... de ce să, că în momentul de față eu n-aștept bani de la stat de la fotovoltaice. Am dar hai să, ăstea să amănunte. Da. Ideea este că ai fost prins de neomarxist, pentru că ecologeala asta e o tehnică neomarxistă de a te prinde în... Hai să depășim momentul neomarxismului. Deci că e un moment mișto. Mai lipsește să ne spună și că plătește cu ceasul și cu toate alea. Deci, da, fii atent. Chiar o fac, să știi, adică da. Așa. Păi, ai trotinetă. Trotinetă n-am. Hai să depășim. N-ai trotinetă. Au așteptat Greta să-mi doneze o trotinetă. Da. Hai mă, Robert, nu că ai avea nevoie, dai că te extrag eu din discuție. Te rog, Bogdan, ajută-mă, te rog. Hai că deja e prea mult. Deci, eu susțin aici, sunt în rarele mele momente de acord cu Tavi, pentru că toate resătările astea de tipul ăsta au fost în urma unor războaie. Adică, în ideologia neomarxistă, care liderii lor acolo s-au băgat, i-au provocat și merg mai departe și conduc războaie și zone de război, pentru ei, un așa zis război mondial, pe care deocamdată nu cred că îl scapă din mâini, așa și închipuie că nu scapă din mâini și că populația e controlată și că tot ce merge mai acolo, este momentul ideal acelui reset, mare reset. Uh-huh. Acele reseturi mai mici, să știi că au avut loc și în vechime, tot de aceste elite transgeneraționale care... și cu Imperiul Olandez și cu Imperiul Britanic și să știi că toate s-au prăbușit și au fost înlocuite, de pildă, Imperiul Britanic și ce era în zona occidentală a fost în urma celui de-al doilea război mondial înlocuit de imperialismul american. Mai înainte, când vrei, deci când era colonialismul spaniol și au fost războaiele și tot și înlocuiau, puțină lume și aduce aminte că la un moment dat olandezii erau stăpânii lumii și ei erau pe... Toți colonizau, da, și dar era economic, Bogdan, acolo era o latură economică foarte importantă. Da, marele reset ăsta provine din esența economică plus transumanistă și tot ce se schimbă plus diminuarea populației planetei, reduce multe alte teze din astea, sunt tot pentru latura economică de stăpânirea lumii, și din punct de vedere economic ea tot stăpâneau lumii, adică sunt că olandezii erau ei principale și erau. Dar războiul ăsta nu îi oprește. Sunt convinși că acest război este războiul de care au nevoie, războiul pe care l-au provocat, au începutul din Ucraina, războiul care continuă, care îngheață acolo, merge într-o parte, care să se ducă în altă. Au fost încurcați de multipolaritatea propusă de restul țărilor și de pierderea hegemoniei, dar merg mai departe și uite, vreau să-ți aduc aminte aici că a vorbit Robert de monedele și de scoaterea cash-ului și de toate astea. Două chestiuni au fost foarte interesante numai în 3 zile, adică în care îți arată că agenda merge mai departe. Deci odată astăzi era anunțat, de fapt ieri a anunțat Uniunea Europeană că trec la faza premergătoare a introducerii monedei digitale, adică Central Bank Digital Currency, CBDC-ul european, și că faza premergătoare practic va propune și va merge și nu știu ce, și are o durată de 2 ani și începe de la 1 noiembrie 2023, deci acum, peste câteva zile, și lumea e prinsă cu războiul din Israel, deci nu-și dă seama. Spun mai departe că Banca Centrală Europeană propune ca la un moment dat plafonul pe care, asta e foarte important, deci plafonul pe care o persoană fizică poate deține în CBDC, bine, îi spun că deocamdată, că restul vor circula și cash și alți bani și banii de pe carduri, nu știu ce, dar că rămâne doar CBDC-ul, asta o să fie în vigoare, da? Deci spun așa, că banii pe care poate deține o persoană fizică, deci per persoană fizică în CBDC, sunt de 3.000 de euro. Atât, pa, restul la revedere, expiră, mai sunt zero. Deci atâta poți să deții 3.000 de euro. Echivalentul în CBDC ai 3.000 de euro. Asta a anunțat ieri. Ei, Bogdan, dar dacă n-ai... Nu e foarte important. Gavi, e important că nu glumesc acum, fii atent, că nu e de glumă. Deci a anunțat ieri treaba asta, că e cu 3.000 de euro.
Iar altă chestie care s-a petrecut în urmă cu 4 zile sau 5 zile aproximativ este că a venit Ursula cu aia, cu Banca Centrală Europeană și au spus, domne, am găsit momentul, schimbăm designul și tot a banilor europeni. Adică, deci banii vor arăta altfel cu alt design. Bani care o să meargă o perioadă în paralel cu ea și vor, la un moment dat rămân doar ea. Deci cum s-a întâmplat, iar băncile nu-i vor mai primi pe ea vechi. Deci este obsesia Uniunii Europene, mai ales pentru Europa de Est și pe România, de a scoate cash-ul, adică de a scoate banii de la saltea. Acolo. Pentru că în momentul în care ție ți-a schimbat banii cu alt design, cu alte chestii prin el, și mai mișto să vadă lumea acolo că în tematica schimbării banilor sunt mateme neomarxiste, cu încălzirea globală, cu toate astea. Noi banii ăștia vor fi cu încălzirea globală, așa, banii ăștia o să fie așa. Deci, bă, Tavi, zicea, Tavi, ce am bășit 10.000 de euro acasă la saltea, că poate vin vremuri grele, am nevoie la spital, am nevoie la nu știu ce alea. Și o să zică, păi da, da, vezi că trebuie banii de aia, că sunt noi, nu mai merge. Și o să zic, păi cum facem? Păi te duci la bancă și... sunt banii noi, cum ar fi, dar deci la bancă, dar nu-ți dă banii noi, nu, design. Zice, păi nu, depune-i tu un cont pe aia vechi, depune-i. Și acum e pe aia, iar ăștia sunt banii noi pentru care să circule așa pe piață, dacă sunt. Deci ideea în sine este că nu-i mai acceptă pe aia vechi și trebuie, bine, nu mâine, poi mine, răzi, poi mine. Că a zis că o perioadă de 2 ani pentru implementarea banilor noi. Deci după ăștia 2 ani, exact care moment care coincide cu moneda digitală europeană, ți-a scos și cash-ul că nu mai e, ți-a băgat și moneda aia, urmând ca până în 2030 să se implementeze total, deci în intervalul de 5 ani, între 2025 și 2030, moment în care ajungem ca în China, banii expiră, ăia sunt, moneda digitală e atâta, poți să deții tot timpul, deci tot timpul nu poți să treci de 3.000 de euro în monedă digitală. Și dacă citești acest, că eu m-am dus să citesc proiectul, pentru că nu e o chestie, deci ăsta de pregătirea monedei digitale. Bă, e stufos, adică nu e ceva ce a fost doar în știrea asta. Aici sunt două curente de bază, zice, dom'le, dacă ai bani în plus, tu vei avea totdeauna la tine aia 3.000, deci echivalentul a 3.000 de euro digital, ăștia, ar fi. Restul intră până la o sumă într-un fond de rezervă în care dacă la un moment dat cheltuiești și nu știu ce, poți să ai, dar niciodată mai mult de 3.000 spre cheltuială lunară, cum ar fi treaba asta. Deci tu poți să cheltui 3.000 de euro în monedă digitală lunar. Dacă ai în plus, există o etapă în care ai un buffer de rezervă, ca un fond de rezervă, în care se varsă în ăștia. Dar partea care vine cea mai clară este că asta va fuziona cu venitul minim garantat per persoană pe care va fi prevăzut în Uniunea Europeană și în care lunar de persoană e prevăzut să primești această sumă, pentru că e calculată cu inflația, adică dacă în urmă cu câțiva ani se vorbea între 800 de euro și maxim 1000 de euro, acum se vorbește că până va fi implementată să ai 3000 de euro. Deci, practic, ai 3000 de euro chipurile să stai acasă, adică aia care vom mai trăi, și dacă stai acasă, numai din ăștia poți să cheltuiești în baza monedei digitale prin economia circulară de servicii, adică deci merge planul mai departe, cu alte cuvinte, și dovada am avut-o ieri prin ceea ce face Uniunea Europeană, prin încercarea asta de a-ți lua libertatea și proprietatea banilor, că schimbă, așa zis, bani. Sunt bănci în Europa Occidentală care nu mai lucrează cu cash, adică te duci acolo și zice, noi nu lucrăm, zice, băgați banii în bancomat. Am înțeles. Deci ideea e următoarea, două punctări aș vrea să fac și eu. Unu, bă, de exemplu, eu n-am 3.000 de euro, îmi dau ei 3.000 de euro în fiecare lună. Că atunci... Da, păi vezi, asta pare foarte mișto la prima fază. După ce îți bagă 3.000 de euro, spun așa, bine, Tavi, fiat, ți-am băgat 3.000 de euro, dar fiat, televizorul, că te uiți la el, nu e al tău, că nu vei mai avea nimic și vei fi fericit. Am înțeleg, glumea, stai puțin, că nu un televizor, 50 de euro, că e pe lună. Ce mai să înceapă de acum. Nu poți să înceapă de acum să... Bun, asta că eu explic acum și pentru cei care nu știu ce... Da, mă, știu, mai explicat. Tu știi, da, unii nu știu. Deci după ce îți bagă banii venitul minim garantat, o să spună, păi ce ai tu în casă? Uite, am două televizoare. Bine, 60-70 de euro. Frigiderul, atâta. Deci că nu mai sunt în proprietate. Alea le iei și le folosești ca servicii. Mașina cu care circul, electrică, bineînțeles, nu e a ta, ci... Ia pe lui Robert, prima. Da.
Păi o ia lui Robert, o naționalizează și o să o pună la curs de stradă, înțelegi? Bă, să ne ia și panourile. Da, da. Bă, prin aplicație o să o caut în mod special. După ce, repară bateria. După ce repară bateria, zice, ai reparat bateria. N-am nicio problemă cu bateria, să stea lumea liniștită. Da. Mașina. Așa. Băi, știi ce mă fraților, pe mine nu asta mă înspăimântă, că ăștia au ideile astea, care sunt aberante. Pe mine mă înspăimântă faptul că, bă, lumea nu se revoltă. E cam bancul ăla care era în timpul lui Ceaușescu, când vine un decret de la Ceaușescu, zice, de mâine nu mâncați decât 30 de grame de pâine. Ok, a doua zi. Îi cheamă peste o săptămână iară. Dragi oameni, de mâine nu mai mâncați nici ce, să beți numai 3 pahare de apă. Ok, toată lumea pleacă acasă. După încă o săptămână îi cheamă și spune, mâine toată lumea să fie prezent aici pentru că ne spânzurăm, veți primi fiecare o funie și la ora 8 să fiți aici. Și unul zice din spate, săpunul aducem noi de acasă sau ne-l dat dumneavoastră? Da. Băi, frate, deci cu mine mai mult, mă, că toată lumea li se explică, mai sunt, e drept că nu prea mulți vorbesc despre asta, că probabil că jurnaliști ca și Oriana, colegii Orianei Falace din România nu prea vorbesc despre chestiile astea, dar bă, lumea tace și acceptă tot. Deci dacă lumea tace și acceptă tot și dacă nu vine o generație care spune, bă, oh, gata, că noi nu ne-am trăit viața. Noi ce o să ne pe noi... Băi, stai mă, că nu mă pot abține că ai amintit de jurnaliștii de colegi. A înviat CTP-ul, să dea Dumnezeu sănătate, s-a dus la aia de la Recorder și face acolo, nu știu ce, emisiunea, din când în când. Bă, și auzi ce poate să spună. Da, ok, foarte bine asta. Zice la un moment dat, că nu e nicio diferență, zice el, cu stilul ăla lui, așa, în care, știi, mai avea puțin și... vomita venin. Zice, nu e nicio diferență, zice, între ăștia care au comis atentatele, da, între lumea aia de acolo, lumea aia înapoiată și așa mai departe, și ăștia care merg în pelerinaj la Sfânta Parascheva. Bă, voi vă dați seama? În creierul lui... Bă, și proasta aia, că nu pot să-i zic altfel, înțelegi, că era una cu el acolo care îi pune întrebări, mă rog, așa. Da. Proasta aia, nu ai să așa puțin, stați puțin, domnul Cristian Tăpăvescu. Da? Cum adică nu e nicio diferență între ăștia care comit atentate și ăia care ce, să duc în genunchi și să pupe plexiglasul, înțelegi, de la moaștele Sfintei Parascheve. Păi, frate, faptul bă, că mi-a trebuit Bogdanul știrea asta, câți oameni au fost la Sfânta Parascheva, Bogdane, cât un metri niște, nu mai știu acum, 100.000 sau cât? Nu, era numai o filmare în care sute de mii de oameni la ea și bă, da, asta, chiar tu scriești de acord cu tine, din păcate trebuie să fii de acord, bă, faptul că atât de mulți se duc la pupat de moaște, bă, este o speranță, poate una dintre puține, faptul că oamenii merg în biserică, bă, e o mare speranță. Aici bă, Tavi, aici te completez, te las. Eu nu știu de pildă Dumnezeu pe cine ascultă mai mult, pe CTP-ul sau pe sutele alea de mii de oameni care au spus Tatăl nostru în cor de ți se făcea pielea de găină. Bă, eu bănuiesc că Dumnezeu mai are puțin și alte treburi. Dar poate că zice, bă, opriți tot aici în rai, opriți, Sfinte Ilie, stai bă un pic, stai că vorbește CTP-ul, bă, frate. Zice, pune stegă. Băi, deci ne batem joc de propria noastră inteligență. Nu vreau să părăsim incinta până va arăta. Mi-a trimis soacră mea, de iar Dumnezeu sănătate, da, așa, o fotografie, am pus-o și pe pagina mea de Facebook. Aici, doamnelor și domnilor, da, apropo de că tot mă înjură ăștia că eu sunt cu mașina electrică, da? Nu renunț la chestiile astea, să fie foarte clar, da? Să fie confiscată. Într-un mod absolut arhaic, barbar, în dezacord total cu ceea ce înseamnă regulile de protecție a mediului, se prepară acel preparat tradițional numit zacuscă. De soacră mea face zacuscă, 60 și ceva de borcane, a zis că i-au ieșit, dar în prima serie, că noi fiind mulți în neamul ăsta, așa, mai trebuie să mai facă vreo două serii, da? Că și fiimea mare și a mică și... Bă, tu îți dai seama ce amprentă de carbon asta voiam să zic. Acolo, deci, trebuie să vină cu
Bă, trebuie să vină cu lupa, cu lupa de la soare. Băi, Bogdane, ce am ajuns? Bă, singurele cuvinte care se inspiră soliditate și normalitate sunt zacuscă, ceaun, slănină, ceapă, roșii. Băi, am ajuns ca aceste cuvinte să-ți inspire siguranță. Mă. Astea sunt nu aplicație, calculator, follow-up. Uite, bă, acum mă întorc cumva și îi dau dreptate aici lui Tavi. Apropo, uite, vezi cum e viața, te pune așa, te întoarce, te învârte, te duce. Tavi care zicea, nu, bă, câtă vreme, bă, câtă vreme mai avem, la noi sunt buni și cu Bubu, da? Cât mai avem buni Bubu, fiecare dintre noi, sau așa, părinți, da, care mai pun un ceaun la fier cu zacuscă, mai dau un foc, mai iau un, era să zic tel, un, cum îi zice, mă? Băi, uite, bă, focăleț, așa, da, așa, un mestecător din ăsta, așa, și îl, mestecău. Mestecău, așa, și îl învârt acolo în tuciul ăsta, lumea s-ar putea să nu fie, mă, pierdut. Adică mâine, dacă dispare internetul, mâine, dacă mi-ar de bateria de la mașină, dispare internetul, mor panourile solare și așa mai departe, un foc, o pirostrie, un tuci și cu ce-o mai adunată pe undeva, facem o zacuscă, o ciorbă de feleștoace, o ceva, adică cumva supraviețuim. Da? Păi, eu plănuiesc cu Bogdan să punem, să cumpărăm niște teren și să punem niște tutun, mă. Ăștia ne puneți cu totul. Nu, mă, voi trebuie să faceți un import de cubaneze, că degeaba puneți voi tutun, dacă pe pulpă nu există, deja problema asta. O cubaneză care să ruleze trabucul pe pulpă, pe pulpa piciorului. Păi, dacă nu o să ne costie, o să-ți confiște mașina, dar mie biblioteca, care mi-aduce și cititoare, băi, nu mi-o confistă nimeni. Neomarxiștii n-au ce face. Biblioteca am și eu, dar sunt însurat. N-am cum să mai chem cititoare, înțelegi? Asta este, da? Mă, dar eu nu le chem, vine dar el, să știi. Dar pot să mănânc o zacuscă în fața raftului cu cărți, să știi, nu e niciun fel de... Excepțional. Deci asta e imagine solidă, mă, care spune că vei exista și mâine. Bă, că vei exista și mâine. Dacă ai cărți și ai slănină și zacuscă, bă, te doare în șpiț de aplicațiile lui pește prăjit, bă, până la urmă. Că aici vom ajunge. Da, mă, are de toate și Tavi. Are de toate aici, da. Și cu 3.000 de euro chiar îți iei destulă zacuscă și... Sau, mă rog, o slană așa. Mă, eu nu țin să particip la viața cetății. Mă lipsesc și de aia 3.000 de euro. Eu trăiesc cu bănuțul meu, mi-l chivernisesc și trăiesc și fără toate nenoroci, și fără TikTok și fără Mic-Moc. Da, și... da. Bă, națiunea asta română, bă, a învățat să trăiască, bă, totdeauna a fost subjugată. Pentru că noi am căzut în genunchi prea repede, nu că noi eram geniali și alții... Nu, mă, pentru că ne-a plăcut să cădem. De la fanar încoace ne-am intoxicat. Suntem tot în genunchi. Și tot la furat și la completat și la... Așa am trăit. Așa vom trăi și de acum, bă. Dar avem niște chestii sigure. Părinți, biserică, slănină, ceapă, o țigară, o cafea. Păi cu astea, eu cred că nu le va putea lua nimeni. Vin și generațiile care sunt crescute de părinți ca voi, să le dea Dumnezeu sănătate, care își văd că nu se poate trăi fără astea, mă. Că astea sunt. Că și ea care sunt plecați în străinătate, bă, toți, vai, mă, sarmale, vin acasă, tu să le las slănină, la focul ăla din curte pe care l-ai prezentat tu. Nu se poate. În România nu se va putea construi cu neomarxiști ăștia de al de Cioloș și alți nenorociți. Nu vor putea șterge, mă, că creierul uman nu e o hârtie pe care poți să ștergi cu guma, mă. Și ADN-ul nostru nu este o hârtie pe care o mototolești și iei una nouă. Nu, se înșală. Vor veni și vor lua de gât, vor lua cu furcile. Ascultă ce spun eu. Bă, nu știu ce să zic, având în vedere că se întâmplă tot soiul de aberații în România și nu reacționează nimeni. Aici, cum să spun, mie îmi place și iubesc faptul că mai avem, repet, pe bunii, pe Bubu, care fac zacuscă, dar sunt din ce în ce mai puțin. Că noi continuăm să ne bucurăm de slănină și de zacuscă, este un protest. Ei nu știu. Ăștia al de Barna și al de Cioloș și al de... Bă, că mănâncă și ăștia, mă. Nu l-ai văzut că Cioloș umblă ca hăbăucu în țară. Ei fac asta ca să-și conserve niște privilegii.
dar în spiritul lor tot asta sunt. Și poporul român protestează. Să mănânci slănină e o formă de protest, mă. Da. Pe cuvântul cu ceapă și cu brânză. Eu asta o să fac, o să îmi bag în Tesla o bucată de slană și o țuică și mă duc într-o... Am crezut că îți bagi picioarele în Tesla. Îmi bag în Tesla o slănină, o șuncă, poporul român o ceapă și o bucată de mămăligă și într-o zi o să fac o fotografie mâncând într-o parcare pe capotă, înțelegi? Așa, îmi pun pe capotă acolo cu tare. E o imagine, e o treabă, trebuie să admit. Mulțumesc foarte mult. Ideea e că poporul român face altceva cu Tesla. A, deci... Dădea cu ea, da, pe, nu e cazul, înțelegi? Nu e asta. Crezi tu, ăsta e your dreams. Să știi că la un dat am fost foarte curios și am vrut să văd ce s-a întâmplat cu Tesla aia din Cehoslovacia, marca, înțelegi? Știi că erau alea magnetofoane. Era Nikola Tesla. Înțelegi, da. Mare persoană. Dar am vrut să văd, bă, zic, cum a putut să ia ăsta Elon Musk să folosească brandul Tesla câtă vreme înainte de 89 exista acea fabrică Tesla în Cehoslovacia care făcea pick-up-uri, magnetofoane. Bune, magnetofoane. Înțelegi, da, erau niște chestii. Eu le știu bine, repara tata o grămadă de astea, nu știu ce. Și am citit că a existat într-adevăr un proces și că la un moment dat s-a închis povestea asta cu Elon Musk plătindu-le ălora o sumă de bani. Oricum, fabrica era cam pe butuci. O privatizaseră și aia, îți dai seama, cum am făcut și noi cu ea multe fabrici până în România și a cumpărat marca Tesla. Mă rog, interesant așa ca idee, că nu știam ce să ne vezi, ai noștri în Europa de Est, dacă ei simțeau ei ceva, că e ceva cu Tesla, da? N-au avut noroc. Da, asta era. Mulțumesc, Tavi, mulțumesc, Bogdan, pentru participarea în Minutul Podcast de astăzi. A fost, ca de obicei, la înălțime. Rămâneți cu Zacusca, ca să spunem așa, oameni buni. Mai punem o dată fotografia asta, oamenilor, să spun de ce. Nu că vreau să le fac poftă sau să zic eu, dar, bă, dacă mai aveți bunici pe la țară, da, dacă mai știți rețeta, dacă nu, scrieți-mi eu un mesaj că o pun pe bunii. Direct la Zacusca mă duc acum. Da, o pun pe bunii să dea rețeta pentru Zacusca, deși de multe ori la țară nu e, bă, ca la pe capă Paprika TV, adică oamenii puneau și din ochi, înțelegi? Faci la un moment... Da, ce avea cineva rețetă, hai! Dă-le așa, ca la Thermomix și ca la Paprika TV, să pui 200 de grame cu 300 de grame. Păi dacă o iei pe țața floarea de la țară și zici să facă zacuscă după cu cântarul, da, dă și un șut în cur. Zice, pleacă maică de aici, lasă-mă naiba în pace, plecați de aici cu cântarul vostru, da? Ei puneau din ochi, din gust, mai băga degetul, mai... Hai, e bun, mai pune un pic de sare, mai poartă un pic de... Da, așa se făcea și urmă. Apropo, pentru mulți, îl aducem de acasă sau ne-l dau ei? Săpun. Așa se făcea. Da. Bunica mea așa făcea și săpunul. La... Băi, și mi-aduc aminte la săpun, că tot așa la chestia asta, săpunul când puneau, până noi pe copii nu ne lăsau acolo, aburul era foarte degajat, era foarte acid. Toxic. Dar ca să ne îndepărteze din jurul lui, pe lângă faptul că ne spuneau, că ce ne spuneau, plecați de aici că de ochea săpunul. Și să, oameni fericiți, cumva dacă l-ai de ochea săpunul, să tăia, înțelegi? Nu să lega, nu să făceau codrii aia de săpun la un moment dat, îi tăiau, puneau un pod, țineau și câte 10 ani. Dar ferească Dumnezeu, dacă să tăia săpunul, zicea la un moment dat, a stat pe aici, v-ați uitat în săpun, nu știu ce era nenorocire. Numai babele stăteau în jurul ceaunului, înțelegi? Și amestecau cu făcălețul în el. Da, bă, ce vremuri, ce lume! O lume dispărută. Hai, v-am pupat. Lume normală. Să aveți poftă mare. Călare pe Zacuscă toată lumea. Zacuscă, slană, țuică, asta să vă fie masa de prânz. Mă duc și eu spre ea. Da, toate bune. Thank you.